Conducerea CS Media își dorește ca echipa să își poată disputa jocurile de acasă pe stadionul Gazmetan. În acest sens, se poartă în continuare discuții cu societatea Transgaz, cea care administrează stadionul. Președintele clubului medieșan, Ionuț Buzian, este optimist și crede că până la urmă acestea se vor finaliza cu un rezultat pozitiv pentru echipă, iar aceasta va putea evolua în retur pe terenul mare. Suntem în negocieri cu cei de la compania Transgaz și au niște cheltuieli lunare pe care vor să le evite, să spun așa. Sunt niște cheltuieli destul de mari pentru bugetul pe care îl avem. Nu este neapărat un contract de închiriere, un contract de comodat, în care ni se solicită o garanție într-un cuantum mai mare decât cel declarat prin presă. Cu alte cuvinte, cum aprecia șansele de a juca totuși pe stadionul mare în retur? Mă rog, în ceea ce a rămas din retur. Da, totuși cred că sunt șanse destul de mari să evoluăm acolo, pentru că știu stadionul discuțiilor în care suntem. Probabil că vor fi și înțelegători. În privința noastră, suntem un club privat care e finanțat în totalitate de sponsori. Nu avem o companie anume în spate sau un sponsor foarte, foarte puternic. Practic facem o muncă în folosul comunității și sperăm ca acești copii să fie sprijiniți.